Tatăl vine, mi s-a făcut rău, a fost un echipaj smurt care l-a ajutat, a făcut un atac de panică. Când am ajuns, eu eram la Timișoara, când am ajuns acasă, tatăl meu era foarte agitat, plângea că iar tot ce a avut, îmi repeta că nu mai are nimic, foarte, foarte greu. Tata abia și-a revenit ieri când a văzut casa unde a crescut cum arde. O nenorocire s-a abătut peste o familie din Banat. O casă și un atelier au fost cuprinse de flăcări în urma unui scurt circuit. În timpul incendiului, butelia din casă a explodat și doar o minune a făcut ca proprietarul casei, care se pregătea să se lupte cu flăcările, să nu fie în casă la momentul exploziei. Acum familia cere ajutorul oamenilor de bine, întrucât nu mai au aproape nimic după explozie. Au fost niște prieteni la tata. Nevastă tatei s-a dus să facă o cafea, a căzut siguranța, s-a dus să o ridice, a căzut din nou ulterior, iar când a mers în spate să verifice ce se întâmplă, atunci a văzut flama. Când s-a întors să strige după ajutor, tata a văzut butelia acolo, s-a întors să strige după ajutor, iar când a venit în curtea din față, atunci s-a auzit bubuitura care a fost butelia care a explodat. Probabil s-a panicat, Doamne ferește, putea să-l surprindă explozia chiar înăuntru. Exact, pentru că tata a vrut inițial să meargă să pună mâna pe butelie, să o ia de acolo și atunci nici nu vreau să-mi imaginez ce dezastru se putea întâmpla. A explodat la câteva secunde după ce tata s-a îndepărtat de butelie. Cei care doriți să ajutați familia din Gătaia o puteți face donând în contul afișat pe ecran.